Emisiunea ți este prezentată de Himalaya Wellness. Până dimineața, prețuiește viața. Trecută eu însă prin experiența numită depresie, și nu una ușoară, ci cât se poate de serioasă, din păcate și de durată, am hotărât să deschid acest subiect și alături de voi, căci din păcate povestea aceasta a devenit a multora dintre noi, dintre cei dragi, dintre cei de care ne pasă sau dintre cei cu care interacționăm zi de zi. Oră de seară, în fața televizorului, urmărind știrile. Printre noutățile zilei, o informație care îți strânge sufletul. O mamă își abandonează în iarbă copilul nou-născut și regretă gestul în van cu lacrimi de durere câteva zile mai târziu, când își dă seama că viața cu greutăți alături de un copil nedorit nu e chiar o povară imposibilă și că teama că nu se va descurca poate fi învinsă. Dar micuțul nu supraviețuiește. Un tată având un copil de 2 ani și unul de 7 a ales sinuciderea în momentul în care n-a mai putut ieși din cercul nesfârșit al datoriilor, bani pe care îi împrumutase cu greu pentru sănătatea fiului său proaspăt operat pe cord. A doua zi, un cotidian care îmi cade în mână tratează fenomenul sinucigașilor în criză. Aflați în imposibilitatea de a-și mai achita creditele la bancă, de pildă, tot mai mulți români, chiar și mult prea tineri, aleg să-și pună capăt zilelor. Sănătatea minții noastre, atât de fragilă, stă în mâinile noastre totuși. Sănătatea mea, a ta, a celor dragi nouă, a atâtor români care se confruntă din ce în ce mai mult cu stresul, cu anxietatea, cu depresia, cu tulburările grave ale somnului sau ale comportamentului, ce se transformă uneori în mod irațional în atitudine violentă chiar față de cei dragi, sub presiunea vieții din ce în ce mai plină de probleme. Cu muncă în exces, căreia nu mai știm cum să-i facem față, creând un dezechilibru îngrijorător în raport cu viața personală. Cum poți avea o viață echilibrată, fără o balanță corectă a emoțiilor care îți conduc de fapt drumul? Cum altfel, dacă nu știi că există și la noi acasă posibilitatea să evităm problemele majore ce ne întunecă mintea? Dacă urmăm la timp niște pași deloc costisitori în viața noastră de zi cu zi, care să ne îmbunătățească sănătatea și echilibrul emoțional? Nu e o rușine să ceri sprijinul unui specialist dacă treci printr-o perioadă grea și ai nevoie, de ce nu, să te naști a doua oară, să te reintegrezi în comunitatea de care te-ai rupt pentru că ai avut o perioadă de cădere, o mare pierdere, un eșec în profesie sau în căsnicie, să reînveți a trăi o viață normală, împăcată cu plusurile și minusurile pe care trebuie să-ți dai seama că poți să ți le asumi ca fiind parte firească a fiecărui destin. Copiii noștri sunt aruncați în viață ca într-o mare de tentații și, fără un ochi treaz din partea noastră, clipă de clipă, ajung să aibă probleme de adaptare, pot deveni incapabili să împărtășească starea, neliniștea lor, își pierd îndrăzneala de a învăța cum să se lupte cu ei înșiși sau să ceară un sprijin. Nu poți avea o viață sănătoasă doar dacă respiri aer curat, te hrănești în spirit ecologist, faci mișcare și ai grijă de corpul tău. Sănătatea minții tale este la fel de importantă ca toate acestea. Fără a ști să-ți ții în frâu emoțiile, când tind să iasă din matcă și te împiedică să vezi clar ce e mai bine pentru tine, nimic din ce îți propui nu poate duce către echilibru. Vei fi în situația victoriosului care a construit un castel de nisip în pericol de a se dărâma la prima vorbă, faptă, adieră nepotrivită. Fii deschis, deschisă. Să afli, să cauți, să experimentezi, să împărtășești frământările tale oamenilor în care ai încredere, să apelezi la specialist atunci când crezi că limitele a tot ceea ce poți vindeca prin tine însăți sunt deja atinse, pentru că viața merită a fi trăită și prețuită. Emisiunea ți-a fost prezentată de Himalaya Wellness.